Astăzi este despre acest Volvo XC60, ce prezintă o motorizare D5 de 2 litri diesel cu 235 de cai putere. În partea din față observăm că dispunem de faruri LED adaptive pe mașină, pachetul Air Design, iar în partea din față ceva ce ne arată că dispunem de cameră 360 de grade pe mașină. Mașina, având un pachet Air Design, adică sport, are o bară față mai agresivă, câteva ornamente laterale și jantele acestea pe 19 inci, cu un balonaj destul de mare, lucru care nu o să facă mașina să fie incomodă. Mergând către lateral, dispunem de keyless entry și keyless go pe mașină. Iar pe oglinzi vom observa că mașina are inclusiv asistență la unghi mort. Și mergând către partea din spate, fiind vorba de un SUV de clasă medie, observăm că are haion electric, lucru care ar fi culmea să nu-l aibă o mașină de genul ăsta. Iar în partea din lateral, rabatarea automată a scaunilor din spate și cuiul de remorcare. Haideți să trecem și la interior ca să vedem mai multe aspecte despre mașină. Fiind vorba de un Volvo XC60, un SUV de clasă medie de la Volvo, care dispune de pachetul Air Design, observăm din start că dispunem de scaunele astea cu o prelungire puțin mai agresivă, inclusiv în partea laterală superioară, laterală, și prelungire pentru genunchi pe scaunele puțin mai sportive, tipic Air Design, cu alcantara pe zona centrală. Mergând pe ușă, o să observăm că mașina dispune de sistem de sonorizare Harman Kardon și închidere automată a oglinzilor. Fiind vorba de un SUV de actualitate, un SUV XC60 2019, ar fi culmea să nu dispunem de ecrane digitale peste tot și un interior minimalist cu foarte puține butoane tactile. Mașina de față dispune de pilot assist, ceea ce înseamnă că ea se poate conduce singură pe o perioadă destul de lungă de timp, undeva la 20-30 de secunde, sau dacă tu asisti ca și șofer, atunci vei putea face asta la nesfârșit. Iar în partea superioară observăm că plafonul este în culoarea negru, tipic Air Design la Volvo. La partea din spate, după cum am spus, SUV de clasă medie, ceea ce înseamnă că am suficient spațiu la picioare în partea din față, dar și la cap, chiar dacă am o înălțime de 1,80 m. Scaunele sunt făcute într-un material premium, avem piele, alcantara pe zona centrală, cotiera cu spațiu de depozitare și cup holder dacă este cazul, iar în zona centrală avem inclusiv scaune încălzite pentru pasagerii din spate și priză de 12V. Iar pe uși dispunem de materiale premium, respectiv piele și poliuretan moale.